Iată, suntem într-un cadru fermecător, plin de verdeață și bunul Dumnezeu trimite asupra noastră, prin razele soarelui, multă iubire. Ne trimite multe daruri cerești, tot din iubire, pentru că suntem români, păstrători de credință, de neam și de tradiție. După cum vedeți, tinerii noștri ne încântă și sunt frumoși precum florile. Au voci aparte și iată că pun la loc de cinste aceste costume superbe care ne fac mândrie țării noastre. Acești tineri frumoși, fermecători, cu voci deosebite, îi are în grija dânsei doamna Anca Branea. Bună ziua, doamna Anca Branea, spuneți-ne de unde veniți. Bună ziua și bine v-am găsit. Mă bucur din suflet că sunt lângă dumneavoastră astăzi și vă mulțumim pentru faptul că în acest peisaj feric și iată cum ați spus și dumneavoastră, cu o vreme absolut minunată, după multe zile de ploaie, suntem împreună să ne bucurăm de cântec tradițional și voie bună. Așa cum ați spus și dumneavoastră, numele meu este Anca Branea și sunt profesor de muzică vocală tradițională românească în cadrul Liceului de Arte din Târgu Mureș, mai precis cânt popular. Iar astăzi, spre marea mea bucurie, am venit alături de dumneavoastră și de cei care ne stau alături cu doar o mică parte din elevii pe care îi pregătesc în cadrul clasei de cânt popular. Sunt elevi actuali și foști elevi. Și am să-mi permit, cu voia dumneavoastră, să vă și fac cunoștință cu acești tineri minunați. Primul cu care începem este Cosmin, el e Cosmin Cotârlă, el e veteranul. A încheiat clasa 12-a în urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel. Nici nu vreau să mă gândesc atunci când pleacă, sufăr foarte tare că pleacă. Și ce repede trece timpul. Păi, așa măsor. Îi creșteți oarecum. Da, și mai ieri... Și mari, exact. Vedeți că își iau zborul. Mai ieri te gândești că erau în clasa 9, da. În clasa 12 pleacă. Ăsta e rândul vieții și mergem înainte cu capul sus, cu fruntea sus și mândri de ceea ce facem. El e Cosmin Cotârlă așadar și reprezintă Valea Beicii, pentru că o să le dau microfonul să se prezinte și ei puțin. Avem aici zona Câmpiei, avem zona Mureșului Superior, noi două suntem zona Mureșului Superior, iar Cosmin este reprezentant al Văii Beicii. Vi-l dau pe Cosmin să vă spună câteva cuvinte. Vă Cosmin, tu ești cel mai mare. Bine v-am găsit! Bine ai venit! Da, am absolvit clasa doamnei profesoare de muzică vocală tradițională românească și sunt foarte mulțumit de asta. Acum studiez tot muzică vocală tradițională la Cluj-Napoca, la Academia Națională de Muzică, și spuneați că doamna profesoară ne-a crescut, chiar ne-a crescut, și nu doar ei, îi pare rău când ne despărțim de ea și de liceu, și nouă ne pare rău, pentru că, de exemplu, pentru mine doamna profesoară a fost ca o mamă, deoarece acasă nu petreceam la fel de mult timp pe cât petreceam la liceu, eu făcând naveta și venind seara acasă. Și pentru mine doamna profesoară a însemnat și o să însemne foarte mult în cariera mea, pentru că de la ea știu majoritatea lucrurilor pe care trebuie să le aplic atunci de când... De care ai nevoie pe exact. Scenă. Și cred că cu toții suntem mulțumitori pentru ceea ce ne învață doamna profesoară. Sigur că dragii noștri telespectatori sunt curioși să te audă și cu siguranță vor fi foarte încântați. Transmite, te rog frumos, telespectatorilor noștri un gând bun. Le doresc tuturor celor care ne urmăresc în acest moment și nu numai, multă sănătate, pentru că în momentele acestea este foarte importantă, și să aibă grijă de ei și de familie, să stea cât mai aproape de familie. Mulțumesc mult! Următoarea invitată. Mă numesc Harpa Simona și vin de la Vătava. Sunt în clasa profesoarei Anca Branea și sunt foarte mândră și mă mândresc, fac parte din această echipă sau familie, pe românește spus. Te ajut eu. Simona este, ca și vârstă, este cea mai mică din grupul cu care am venit astăzi aici. Ea este acum a intrat în clasa 10-a. Reprezintă, așa cum spuneam, Valea Mureșului Superior, mai precis vine din Vătava, undeva la 25 de kilometri de Reghin, cred că nu greșesc. Sunt copii absolut minunați și mi-ar fi plăcut cu tot sufletul să-i aduc pe toți astăzi alături de noi, să fie aici, dar promit ca următoarea dată să fim într-un număr mult mai mare, pentru că noi suntem o familie de vreo 15 membri.
acolo la școală. Ce frumos este când profesorul își adună elevii și fac o familie. Asta spune multe despre dumneavoastră. Un om cu suflet mare, un om care știe să aibă grijă de acești elevi. Nu se poate realiza nimic altfel, pentru că în ceea ce am ales noi să facem, drumul cântecului popular, nu se poate face decât cu multă iubire și cu multă grijă. Și avem o relație specială, acum ei pot să vă confirme sau să vă infirme, atâta vă trebuie. Nu poți să faci decât cu sufletul tot ce facem noi acolo și să știți că pentru ei asta e foarte bine de știut, pentru cei care ne privesc și poate că ar fi interesați să urmeze acest drum. Programul lor în cadrul liceului de muzică nu e unul comod, absolut deloc. Deci dacă un elev la o școală normală, la o școală obișnuită, merge până la ora 2, poate chiar 3 la cursuri, elevii noștri încep dimineața, poate la 8 sau poate la 9 și stau de multe ori în școală până după amiază la 5, la 6, pentru că au și specialitate, sunt multe ore de specialitate și, evident, cultura generală. Dar, repet, oamenii cu suflet mare, care iubesc ceea ce fac, nu au altă șansă decât să meargă cu bucurie înainte. Și aș vrea să mergem mai departe cu prezentările. Multă seriozitate. Nici nu se pune... Altfel nu se poate face nimic. E nevoie, în primul rând, de foarte mult talent, pentru că în acest caz, în cadrul muzicii vocale tradiționale sau al cântului popular, dacă Dumnezeu nu-ți așează în traistă poate o idee mai mult decât au alții, un anume fel de talent, nu prea ai șanse, evoluezi, dar nu poți să faci performanță și nu poți să duci lucrurile la un standard mai înalt. Deci e nevoie de talent în primul rând, dar e nevoie în mult mai mare măsură de muncă, seriozitate, dedicare, implicare. Să renunți la orice altceva în viață, da, și să pui bază pe cântec. Ca în orice domeniu, de fapt. Da. Dacă ești implicat, da, trup și suflet, da, acolo, lucrurile trebuie să iasă, așa este, să iasă bine. Da. Mergem mai departe. Da, cu bucurie mergem mai departe, pentru că și în cazul Ralucăi, și ea este absolventă de clasa 12-a anul trecut. Ne-am despărțit, așa, cu ghilimele de rigoare, dar după cum vedeți, încă suntem uniți. Am zis că cei care trec prin clasa de canto popular rămân membrii cu statut pe viață. Pe grupurile noastre, ei rămân pe grupurile online și ținem legătura mereu și totdeauna aud sau văd câte o inimioară și văd, ne e dor de dumneavoastră, ne e dor de colegi, ne e dor de atmosferă. Asta e un lucru, pentru mine e un lucru care mă face fericită, am satisfacție enormă. Așadar, trecem mai departe, este Raluca Mureșan. Raluca reprezintă zona de câmpie, este proaspătă absolventă anul trecut de clasa a 12-a și o lăsăm pe ea să se prezinte, să vă spună mai multe. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ai venit! Eu sunt Raluca Mureșan, am terminat anul trecut la doamna profesoară, la canto. A fost, cred că, cel mai... Dacă ar fi să recomand pentru cineva care vrea să urmeze acest drum în muzică, cu siguranță, pentru că, exact cum a spus doamna profesoară, suntem o familie de când am intrat până când am terminat și... Și după. Exact, și după și în prezent și... Ai emoții pe scenă? Câteodată da, dar în mare parte da. 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 Pentru că atunci când trăim cântecul, da, trebuie să avem și emoții. Exact. Îți dorești să mergi pe această cale mai departe, da, pe acest drum? Da. Eu îți doresc să ai succes și acest drum să-ți fie împodobit de florile succesului. Mulțumesc frumos! Te rog, spune telespectatorilor un gând bun, transmite-le ceva. Vreau să vă transmit multă fericire, sănătate și la fel să aveți grijă de voi, pentru că asta contează acum, numai lucruri bune. Eu aș mai completa să fim uniți, dragi românași, pentru că este timpul să ne trezim în aceste vremuri foarte grele. Următorul invitat. Bună ziua și mine v-am găsit. Eu mă numesc Orban Bogdan. Bine ai venit, mă bucur. Eu reprezint zona Mureșului de Câmpie, ceea ce este opus față de Mureșul Superior, Mureșul, Valea Mureșului și așa mai departe. Mai exact, reprezint zona Mihășului și Sărmașului. De acolo am bunici și străbunici și așa mai departe. Mă gândesc cu greu că la sfârșitul anului școlar, 2021-2022, va trebui și eu să-mi iau rămas bun. Dar cu siguranță o să ținem legătura în continuare și sperăm că o să studiez tot, mai departe tot cu doamna profesoară. Sperăm. Foarte bine, foarte bine. De ce să te duci în altă parte când, așa cum am spus, un om cu suflet mare care v-a îndrumat, v-a arătat drumul
cel mai frumos pentru ca să ajungeți în grădina folclorică. Da, și mă bucur pentru că văd tineri care în continuare încearcă să ducă folclorul mai departe și este ceva foarte important pentru noi. Respectăm, așa cum am spus, tradiția și cu siguranță vom avea succes, pentru că Dumnezeu o sădit în fiecare din noi foarte mult talent, că dragostea lui Dumnezeu este asupra noastră și noi, mai bine zis. Transmite ceva telespectatorilor. Aș vrea să le transmit și eu sănătate, să asculte cât mai multă muzică populară, pentru că este o muzică frumoasă. Și este mândria noastră, da, a poporului român. Și să încercăm să trecem peste greutățile din viață, ascultând muzică, ascultând durerea din vocile altora, pentru că așa ne alinăm noi suflet. Zic eu că omul când este supărat, poate îi alinăm suferințele, durerile, ascultându-ne. Cu siguranță. Și așa cum am menționat în prezentare, pe noi Nașu TV ne urmăresc foarte mulți, atât din țară cât și din străinătate. Primim și pe YouTube foarte, foarte multe felicitări, pentru că românii care sunt plecați se uită la Nașu TV. Poate mai dorește să spună ceva doamna Anca Branea, o mare solistă a Mureșului, o voce aparte, și îi doresc tot succesul pe care îl merită cu siguranță și multe, multe dorințe împlinite. Să vă audă Dumnezeu, să fie așa, în primul rând să fim sănătoși, pentru că atunci când suntem sănătoși putem să dăm celor din jurul nostru și iubire, și bunătate, și sentimente aparte, și grijă. Putem să facem orice, putem să mutăm munții din loc, așa cum le spuneam și lor de cele mai multe ori. Se întâmplă, sunt situații în care mi se spune, fă așa, și mi se spune, nu pot. Și am spus, la noi în sală nu există nu pot, Raluca confirmă. Nu există nu pot, există nu vreau. Cuvântul nu pot nu este voia să le fie pe buzele lor. Nu îl avem. Deci noi în sala de canto nu îl avem. Există o să încerc, am să fac sau voi încerca, dar nu pot. Ar fi multe de adăugat. Mă simt privilegiată pentru ceea ce fac, nu doar eu ca solist vocal, ci și ca profesor. Și îmi doresc din toată inima să existe în continuare copii inimoși și talentați. Așa cum în cei 8 ani de zile de când sunt la liceu am întâlnit an de an. Și sunt oameni speciali, sunt copii speciali care ajung acolo și care sunt mânați de nimic altceva decât de iubire pentru cântecul popular. Iar pentru asta aș vrea, prin intermediul dumneavoastră, să mulțumesc și părinților care sunt o parte aici cu noi, pentru că mare parte din ceea ce se întâmplă în drumul vieții unui copil, unui tânăr, este oarecum așezat ca traiectorie de părinți și apoi ulterior de către noi cadrele didactice. Mulțumim tare mult pentru faptul că ne-ați invitat astăzi și îmi doresc din toată inima să ne revedem sănătoși și bucuroși și voioși și doar în evenimente de genul ăsta, așa, când toată lumea e cu zâmbetul pe buze și cu soarele deasupra noastră și cu Dumnezeu care ne ține partea mereu. Mulțumesc mult pentru prezență, mă bucur foarte mult că ne cunoaștem, de altfel de multe ori mi-am dorit să vă am și în alte emisiuni, dar iată că Dumnezeu ne trimite oamenii atunci când este momentul. Așa este, foarte bine ziceți. Dumnezeu are întotdeauna planurile Lui și eu una cred cu tărie că toate lucrurile au timpul lor și locul lor și rostul lor, și azi a fost momentul să ne întâlnim personal, să ne cunoaștem, și mă bucur din tot sufletul că, am fost astăzi împreună aici. Și eu mă bucur și mă simt mult mai bogată de aceste flori ale Mureșului. Așa, dragi telespectatori, de pe Valea Mureșului vă vom încânta cu siguranță.